Verișoara mea și-a luat o casă cu premium. Aceasta este casa în care s-a mutat acum. Danny habar n-are că în casa ei există o cameră secretă sub piscină. Așa că m-am decis să mă furișez în casa ei și să-i pregătesc o surpriză în camera secretă. Doamne, ce mă bucur că am reușit să-mi permit o casă atât de frumoasă cu premium. Mă bucur mult că am ales orașul ăsta să mă mut în el. Dar cum am mutat acum de curând, nu am absolut nimic de mâncare și mi-e atât de foame, trebuie să merg să fac niște cumpărături. Super, s-a dus să-și facă cumpărăturile. Mă gândeam eu, casa e aproape goală, n-are nimic de mâncare în frigider, probabil s-a dus să-și cumpere mâncare. Așa că eu o să-i construiesc o cameră secretă de joacă în camera secretă pe care o are sub piscină. Va trebui să mă grăbesc, magazinul e destul de aproape. Am noroc că e aglomerat, toată lumea își face cumpărăturile la ora aceasta. Așa că Danny va sta ceva la coadă. Are atât de multe de învățat despre orașul nostru. Va afla astăzi că are o cameră secretă sub piscină. Nu pot să cred că s-a mutat în orașul nostru și n-a folosit deloc această cameră pe care o are în casa ei. Are deja niște fotolii foarte confortabile. Am putea să folosim aceste fotolii dacă ne cheamă pe mine, pe Daria, pe Angela în vizită să ne jucăm. Și sunt tare curioasă dacă își va da seama că sunt aici. O să-i dau share location, adică o să-i trimit locația mea pe telefon să vadă unde sunt. Asta o să fie un fel de farsă, sunt curioasă cum va reacționa când va vedea că mă aflu chiar sub casa ei. Dar momentan ne apucăm de decorat. Îmi plac foarte mult aceste beculețe, mi se pare că se integrează foarte bine în peisaj. Fotolile arată minunat, însă avem nevoie de mâncare, de gustări și avem nevoie de niște jocuri pe care să ne jucăm. Așa că haide să ne apucăm de decorat această cameră. Scrieți acolo în comentarii cum credeți că va reacționa Denisa când va vedea că are o cameră secretă de gaming în propria ei casă construită de mine. Și avem noroc că în Brookhaven s-a adăugat acest aparat unde ne putem juca tot felul de joculețe. Eu o să pun două aparate pentru că putem să schimbăm jocul. Și avem două jocuri diferite. Și fiecare poate să aleagă ce vrea să se joace. Poate eu vreau să mă joc acest joculeț și poate Danny vrea să se joace celălalt. Asta în cazul în care se va bucura că are o cameră de gaming sub casa ei. Poate se supără, poate zice că vrea să-și construiască o cameră de lucru sau o cameră de haine. Să sperăm că nu știe de această cameră și că nu se supără că îi construim o cameră de gaming. Aș vrea să decorăm pereții, așa că o să pun această steluță pe perete care să lumineze. Mi se pare super drăguță și în partea opusă o să mai pun o steluță pe care o să o fac galbenă. Și cam așa arată un perete cu o steluță galbenă și unul cu o steluță turcoaz. Albastru este culoarea ei preferată, acel turcoaz merge foarte, foarte bine și se apropie foarte mult de albastru și cred că aia o să fie steluța ei preferată. O să-i mai pun și niște electronice. O să pun acest telefon, poate o să filmăm un TikTok. Poate se gândește să vă facă turul camerei de gaming și, bineînțeles, o să punem niște balonaje la intrare ca să inaugurăm această cameră. Am pus aici niște baloane. Haideți să vedem dacă le putem schimba. Și o să le lăsăm așa roz. Lipsește, bineînțeles, ceva de mâncare. După ce te joci toată ziua, ți se face foame. Așa că o să punem aici niște burgeri și niște pizza, de ce nu? Cui nu-i place pizza? Cred că lui Danny o să-i placă foarte mult să mănânce niște pizza. Și cam așa arată camera secretă de gaming pe care i-am construit-o Denisei. Acum a sosit momentul să o sunăm, să vedem ce face și unde se află ea acum. Mă sună Lavi. N-am mai vorbit cu ea de câteva zile. De când am început cu mutatul am fost tot ocupată. Oare ce vrea? Bună, Lavi! Bună, Danny! N-o să ghicești unde sunt. Vezi că ți-am trimis locația mea pe WhatsApp. Poți să te uiți? Da? Plecat în vacanță? Nu, n-am plecat. Adică am plecat în vacanță. Uite-te să vezi unde am plecat în vacanță. Lavi? Da. Încep din nou cu farsele? Ești la mine acasă? Cum adică? Cum ai intrat la mine acasă? Am încuiat după ce am plecat. Trebuie să vin să văd ce se întâmplă. Nu se poate așa ceva. Super, ai zis că vine acasă. Sunt curioasă dacă mă va găsi aici sub piscină. Ia o să tot caute locația telefonului pe care i-am dat-o. Acum tot ce trebuie să fac este să aștept. Oare unde e Lavi? Încă mi-arată locația telefonului că e aici. Dar eu nu găsesc nicăieri.
Avi, termină cu farțele, unde ești? Nu pot să cred, îmi arată că locația ei e sub casa mea. Cum ce asta? Probabil și-a îngropat telefonul sub casă ca să-mi facă o farsă. Ok. Renunț, nu o mai caut. Renunț, nu o să o mai caut, mă duc să mănânc. Deja m-am plictisit, probabil m-a căutat în toată casa, nu m-a găsit și a renunțat. Mă duc să văd ce face. Oare ce se întâmplă? De ce nu m-a găsit? Nu s-a gândit să intre în piscină? Poate îmi găsește telefonul în piscină? Ah, bună, Deni! Ce faci? Cum te simți? Lavi? Ce cauți la mine în piscină? Unde ai fost? Nu te-am văzut nicăieri. Am fost în piscină. De ce ai intrat la mine în piscină? Și de ce ești îmbrăcată la mine în piscină? Păi, uite, trebuie să zic ceva. Am construit o cameră secretă sub piscina ta. Glumești? Nu, vrei să o vezi? Știu că ești un pic șocată și că pare ciudat că am construit o cameră secretă în casa ta. Însă... E mai ciudat că ai construit o casă secretă în piscina mea decât în casa mea. Bine, voiam să-ți arăt foarte multe lucruri despre Brookhaven. Mi-a plăcut foarte mult casa pe care ți-ai cumpărat-o, însă casa ta are un mare secret. Vine cu un mare secret. Haide, vine, urmează-mă, o să ți-l arăt. Haide, intră în piscină. Așa îmbrăcată. Haide, Deni, hainele se usucă. Trebuie să vezi camera pe care ți-am construit-o. Of, bine, Lavi, haide că vin. Și acum urmează-mă, camera e chiar aici. E un portal secret care te duce și te teleportează aici într-o cameră secretă. Și ce părere ai, Deni? Nu-mi vine să cred. Camera asta a fost tot timpul sub piscina mea? Da. Dacă știam, îmi făceam cameră de haine. Dar nu erau nicio cameră de gaming. Când o să-mi fac mai mulți prieteni, o să fie frumos să-i invit aici. O să-i surprind și pe ei. Și acum haide să-ți fac turul camerei de gaming. Aici avem două jocuri, poți să alegi ce vrei să te joci. Ce părere ai? Ador jocul acesta. Super, mă bucur mult că mi-ai făcut camera asta. O să te mai chem să ne jucăm. Super, abia aștept să mă chemi. De asta am și făcut-o să mă chem mai des pe la tine. Dacă vrei poți să te și muți cu mine. Ar fi drăguț. Și uite, avem aici niște fotolii super, super confortabile. Ar putea să vină și Daria și Angela dacă ești de acord. Chiar da, ar fi frumos să vină. Și aici ai pizza și burger. Am pregătit mâncare pentru toată lumea. Super, mi-e așa foame, abia aștept să mănânc puțină pizza. Și aici pe perete am pus steluțe. Ce părere ai? Și am pus o steluță albastră că știu că îți place albastru. Bine, e turcoaz, Sion mai degrabă, dar... Cred că-ți place, așa-i? O ador, e superbă. Deci n-am dat greș cu camera asta. Nu, chiar nu. Și mie nu vine să cred că am avut o cameră secretă ascunsă sub piscina mea și eu nu știam. Da, sunt multe camere secrete care există în orașul ăsta și în multe case din orașul ăsta. Am și eu o cameră secretă la fermă, vrei să o vezi? Da. Bine, și am îngropați bani în camera aia secretă. Ce tare, abia aștept să văd. Bun, hai să mergem la mine acasă atunci. Ești pregătită să vezi unde ascund eu și mama banii? Da, sunt foarte pregătită și foarte curioasă. Bine, hai să vezi. Trebuie să iei lopata asta de aici și să te bagi aici sub butoiul ăsta și să sapi, să începi să sapi. Și după ce sapi, la un moment dat, o să sapi o groapă și o să ajungi aici unde deținem seiful. Deci, ce părere ai? Am construit o groapă secretă în pământ, sub pământ, unde ne ținem banii. Nu pot să cred că ai o casă sub pământ, o cameră sub pământ. Sunt sigură că pe voi nu o să vă jefuiască hoții, nu o să știe de unde să ia banii. Clar, și am putea să și dormim aici, eu mă mai ascund aici când e foarte, foarte cald vara. Te joci, te-avea ți-a ascuns, Elia, nu o să te găsească nimeni în camera asta. E, acum știi locul secret, e clar. Dacă ne jucăm hide and seek, o să mă găsești imediat. Eu? Dar nu o să ne jucăm doar noi două. Clar, o să le chemăm și pe Daria și pe Angela și lor nu le-am arătat încă locul secret. Nu mă vine să cred că sunt doar eu cea care știe asta. Mă simt atât de norocoasă. Da, tu ești nouă și vreau să-ți arăt toate locurile secrete din Brookhaven. Poate o să facem un episod special în care îți arăt tot ce există secret în Brookhaven. Super, mi-ar plăcea!
Bun, atunci hai să mergem în casă și să bem o limonadă, mi-e foarte sete.